Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod din Last Day on Earth pe canalul Game Over. Băi, hai să vă arăt ce s-a mai întâmplat între timp. Am mai făcut încăperea asta foarte, foarte mare, da, în care o să ne organizăm mai bine lucrurile în aceste cutii. De exemplu, aici am pus doar iarba, aici am pus doar piatra și în ultima avem doar lemnele. Ok, plus blănile alea prelucrate. Avem o ușă și aici. Mi se pare că am lăsat una și în partea asta, da. Ok, și hai să vedem, băi, caracterul lui e foame. Hai să vedem ce îi dăm să mănânce. Nu prea avem mare lucru pe aici, dar avem noroc că s-a mai făcut... Hai să scoatem apa de aici. Probabil s-a făcut plantația de morcovi. Uite, avem 10 bucăți. Da, și le mâncăm aproape pe toate. Cred că mai construim o plantație din asta. E foarte utilă. Ok, pe aici nu mai avem mare brânză, mai sunt niște chestii, o să le organizăm și pe asta, dar momentan avem alte lucruri mai importante de făcut. Bun, băi, hai să mai plecăm într-o expediție. Ne luăm apă și... și mâncarea, mă rog, apă o să mai las în bază, în cazul în care murim, să venim aici să ne luăm. Dar mai importantă decât apa sunt sticlele alea. Păi și avem cățelușul ăsta pe care l-am mai găsit noi odată. Da, și nu știam cum... S-a tratat într-o cutie sau ceva de genul, nu mai țin minte exact. Probabil trebuie să-i facem casă. Ok, bun, și avem un nou event. Ok, hai să vedem despre ce vorba. E foarte aproape de noi. Ajungem imediat. Hai să vedem despre ce vorba aici. Bă, temperatura e destul de bună, 6 grade. Nu o să mai murim de frig, ca în episodul trecut. Bun, și avem cățelușul ăsta, care fuge de noi. Băi, și avem și un... un urs. Holy fuck. Mamă, are 500 la viață. N-avem nicio șansă cu improvizația asta de armă pe care o avem noi. Da, e un fel de topor de... un fel de târnăcop, da, de spart pietre. Hai să vedem altceva, găsim pe aici. Ceva de mâncare avem. Ok. Da, mai sunt câteva lemne pe aici. Putem să le colectăm. Păi, nu cred că o să facem mare brânză aici, dacă misiunea e să ne... Dacă misiunea e să ne ruptăm cursul, clar n-avem nicio șansă. Așa că vom pleca în altă parte. Avem nevoie de arme. De cum aveam atunci pistolul, dacă vă amintiți. Ok, limestone cliffs ar putea fi interesant acolo. Alte variante n-avem. Ultimados based. Asta cred că e a unui user.
și nu m-aș duce acolo. Nu vreau să-l supăr. Hai să mai intrăm o dată aici, dacă tot suntem. Să vedem, mai era cineva care a văzut acolo, stătea la pândă cu un arc. Mâncăm ciupercile astea. Ne cresc viața destul de repede. Holy fuck. Ma, totuși nu e imposibil. Dar nici ușor nu e. Hai să vedem. Faza e că n-avem mâncare suficientă. Și nici un medical kit. Am intrat din nou. Hai să vedem, poate mai găsim niște ciuperci prin zona asta. Chestia e că se văd destul de greu pe textura asta a pământului. Nu-mi dau seama exact unde sunt. Mai putem să mâncăm oricum din beriurile astea. Da, și oficial am rămas fără mâncare. Da, și nu înțeleg de ce ne atacă pe noi. 20 la viață. Fugi. Băi, și nu mai știu exact dacă aveam pe acasă... dacă aveam chestii din aia pentru medical kit. Să ne-l craftăm noi. Hai să ne uităm. La noi nu avem. Băi, dar poate ne pică din boxul ăsta. Hai să vedem. Hai să vedem ce ne pică. Ok, o bere. Excelent. Fix de ce aveam nevoie. În schimb, uite, avem aici niște mâncare. Ne-a dat și apă și încă o listă de task-uri. Bă, hai să bem berea. Dar nu ne lasă. De medical kit am fi avut nevoie. Hai să intrăm din nou la urs. Ok, are nevoie și la baie acum. Dar nu știu, mă ajunge după ciuperci în zona de sus a hărții. S-ar putea să găsim acolo. Tău ne-a văzut. Nu, e foarte greu fără medical kit sau fără... De fapt, fără medical kit sau fără armură, dar... și cu armură știu că ne luam damage. Da, nu știu, hai să mai halim ceva. Uite, conserva asta e mult mai bogată în...
în viață. Mai intrăm o dată. Știu că ciupercile dădeau destul de mult la viață. Și vreau să găsim una. Ok. Băi, hai că am mai pus pe noi niște chestii. Deja stau puțin diferit lucrurile. Dar nu știu ce să folosim mai degrabă, buta de baseball sau... cred că e same shit. Ok, 42 la viață, ar trebui să fie un pic mai... Aici n-am fi putut să facem fără tine, I'm sure, meet again, ok. Da, deci am omorât ursul, bine, nu noi, împreună cu tipa aia. Dar oricum, misiune îndeplinită. Hai să ne întoarcem, cred că ne întoarcem acasă, da, pentru că am găsit destul de multe chestii și aș vrea să le ducem în bază. Da, și ați văzut câinele ăla, l-am luat și s-a transformat în cutie. Deci probabil îi trebuie o cușcă și îl putem avea la noi în bază. Și au început să vină zombii la noi în bază. Ok, sper că nu mai sunt și alții. Hai să vedem, la motocicletă mai aveam... avem ceva? Nu chiar. Și probabil că nici dincolo. Da. Nici aici nu avem. S-a mișcat cadavrul ăsta de aici. Hai să băgăm apa la... Am băut cât am putut. Hai să vedem ce mai avem pe aici de lăsat. Băi, aici am zis că ținem alimentele. Hai să punem și bere, hai să punem și carnea. De fapt, carnea o să pun deja la preparat. Altceva, uite, cutia asta, că avem două. Da, vedeți, nu sunt la fel, că nu se cumulează. Sunt ținute separat. Mai e și cartea asta. Survivor Notes. Mai e și asta cu misiunile. Da. Și am făcut destule. Ok. Blana și cu chestiile astea cred că merg mai bine aici. Uite, blana o avem deja, lanternă mai avem una. Material pe ăsta parcă mai avem pe dincolo. Și cutie de aia goală de conserve la fel. Ia să vedem. Nu știu, probabil ne vor trebui la un moment dat. De material din ăsta. Și Jack Daniels. Ok, și mai avem alea două bucăți de lemn. Le ținem la noi că nu se știe când o să avem nevoie. Să punem carnea la preparat. Și boi, vom pleca din nou într-o expediție. Totuși mai avem nevoie de hrană. Ia să vedem, morcovii s-au mai făcut, încă nu. Poate mai găsim pe aici o conservă, ceva. Hai să bem berea. Ok, are nevoie la baie din nou. Du-te și fă-ți treaba.
hai să vedem. Da, nimic, nimic de mâncare. Stai destul de rău. Da, am lutat tot pe aici. Da, vedeți că nu mai avem nici copaci, nici nici alte chestii. Pietre sau ce mai era. Băi, hai să... Nu, o să mănânc niște carne de aici, pentru că stăm destul de rău cu viața. Deși carnea asta crudă nu știu cât de wow e. Sau cât de ok e să o mâncăm. Bun, și hai să mergem, că și dacă rămânem, nu rezolvăm nimic. Ar trebui să mai încraftez o armă. Ok, păi putem să mergem aici la zona asta cu pietre. Da, pe restul probabil încă n-avem acces. Cred că m-ar fi notificat dacă aveam. Și alt event nu văd să fie. Dar la motel am fost deja. Și e destul de greu. Hai tot în zona asta cu pietre. Dar nu știu unde era ursul. Ursul era aici, nu? Forest stage. Parcă da. Hai să mergem în zona cu pietre. Și sper să găsim chestii interesante acolo. Ok, intrăm. Băi, e interesant joculețul ăsta. Chiar mi se pare reușit. Pentru un joc de mobile, cel puțin, e super ok. Hai mă, vin aici. Da, frate, când aveam macheta, când aveam maceta aia de sabia, practic, păi dătea damage 20. Pe când cu toporișca asta, abia dă în 7. Da, o să mai mâncăm niște chestii. Și ajungem pe la 60% cu viața. Hai să dăm aici un autocolect. Dar nu vreau să mi tai toți copacii și toate chestiile. Ok. Să avem nevoie și de fier. Așa că sparg pietrele astea. Minereul ăsta de fier. Da, și începe să se uzeze toporul. Unul mare din nou. Hai să-i dăm cu bâta. Uite, bâta îi dă un pic mai bine. Îi dă... Sau nu? Da, uneori îi dă și mai bine, uneori îi dă și mai rău. Holy! Cât noroc am avut. Chiar când eram pe foarte rău cu viața, am primit level up și ne-a crescut-o la maxim. Ok, băi, uite o grămadă de zombi și pe aici. Hai să deschidem repede cutia. Sper să găsim un medical kit sau armură. Uite că avem unul. Ah, chestii bunicele până acum, trebuie să ne mai luăm și hrană. A, și putem să ne maxăm un skill. Să ne creștem un skill. Uite ăsta. Bun. Ar fi bine să mai halim ceva. Am luat și funia. Mai găsim aici niște... smeurică.
Da, uite și aici avem. Da, asta era o abilitate pe care, vezi, poți să o dai în luptă cu piciorul. Ok, hai să-l rezolvăm și pe băiatul ăsta. Hai să mai băgăm hrană. Bun, și ajungem la 100%. Băi, începem să ne revelim. Și jucăm mai bine. Da, ne ajută și arma. Aici va fi unul din nou, unul mare, nu, aia e unul mic. Facem rapid. Ok, hai să vedem în cutie ce găsim. Aici ar trebui să fie lucrurile bune. Ok, și avem și un lacăt. Dar nu știu la ce să renunț. Hai că o să mănânc carnea asta. Mai strângem pietre. Spargem și fierul. Băi, aș vrea să iau tot fierul de pe harta asta. Da, și funia asta nu știu la ce ne va fi utilă, dar o colectăm să o avem acolo. E, ok, acum. Trebuie să renunțăm la ceva. Trebuie să renunțăm la ceva, nu știu la ce. La două chestii ar trebui. Păi, ia să vedem, nu putem să mutăm nimic. Dar cred că renunț la toporul ăsta. Uite, o să mai spargem niște pietre și renunțăm la el. Hai să mai spargem piatra asta. Bun, s-a dus unealta, poate putem să o folosim pe asta. Nu, nu merge. Bun, oricum, am mai făcut loc la o chestie în inventory. Aia în curând se va aduce și bâta asta de baseball pe care o folosim noi. Ok, și ar mai vrea să luăm cuiele. Cred că... Să mănânc carnea. Băi, nu. Nu vreau să las chestiile astea. Mâncarea, ați văzut ce rău e fără ea. Să vedem. Ah, mai avem destule de loc pentru destule.
A, și cred că am cam o... Am făcut toată harta. Hai să mai spargem o... Să uzăm ciocanul ăla, scăpăm de el din inventorii. Deși nu cred că putem să punem altceva în locul lui. Mai degrabă mai consumăm din hrană. Ok, și-am mai făcut loc la o chestie. Hai să vedem unde era masa aia. Pe aici. Da, mai în blana de câine și... Ok, hai să luăm cuiele. Da, și ar mai fi bine să strângem noi 5 pietre. Hai să vedem. Ca să plecăm cu traista plină, cum s-ar spune. Da, oare ăsta merge să spargi pietre cu el? Nu merge. Uite, mai e un zombie aici. Da, n-avea nimic pe el. Mai trebuie câteva pietre. Hai să vedem câte mai trebuie. 2. Hai să le căutăm și pe ultimele 2. Nu. Dacă mai sunt. Dacă nu mai sunt, nu mai sunt. Asta e. Nu trebuie să fim la fix cu ele. Și hai să ne întoarcem în bază. Să vedem ce chestia am mai găsit și la ce ne folosesc. Cred că avem și un event nou. Ok, maybe you should check the place. Unde e? Aici. Băi, vom merge și acolo, dar hai întâi să ne ducem în bază. Să ne lăsăm chestiile găsite. Și poate ne craftăm o armă mai bună. Că pentru că asta deja e uzată, e pe final. Ok, zombiul ăla care... pe care l-am ucis noi mai devreme. Hai să vedem, apă... Se face apa. Ok, hai să vedem aici. Da, e grafitul ăsta. Cuiele, oare folosesc la ceva cuiele? Momentan văd că nu ne cere. Grafit ăsta mai avem. Da, nu, nimic să punem. Grafitul ăsta l-aș mai ține, pentru că știu că am avut de nevoie de el la ceva și nu aveam. Și nu e chiar atât de comun. Avem și funii, avem o grămadă de semințe. Mai bem din apă. Și am băut-o pe toată chiar. Hai să vedem. Ăsta medicinal l-aș pune, de fapt nu, ăsta o să luăm cu noi. Mâncarea o luăm cu noi, cu ele și cu pasta le punem pe aici pe undeva. Uite, cu ele. Ok, lacătul tot aici și banda. Putem să o lăsăm aici. Becul, parcă mai aveam unul în celălalt inventorii, da. Și banda am putea să o mutăm, dacă tot suntem la capitolul ăsta. Ok, unde ești aici? Perfect. Ok, apa trebuie să o punem la făcut. Și aici mai punem chestiile astea. Da, aici avem piatra. Și lemnul aici.
Bun. Băi, nu știu cu manuscrisul ăsta care-i faza. Ideea e că avem niște misiuni pe el. Hai să vedem de craftat ce putem, ce putem face. Cred că o să fac, uite, cușca câinelui. Dar nu e chiar o prioritate acum. Aici avem o torță. Aici avem iron hatcher-ul ăsta. Ok. De maceta era bună, dar între level 18. Așa. Asta e o armă. Dar nu știu cât de bună e. Momentan ce avem? Avem băta de baseball și ciocanul ăla. Băi, adică ne-am consumat toată hrana. Eu zic că putem să mergem și cu doar cu chestiile astea. O să mai fac totuși un asta nu avem suficiente resurse. Ăsta for self-defense. Hai să-l facem pe ăsta cu 3 lemne. Ok. Și vom merge în căutarea lor. Hai să lăsăm lemnele la loc. Ok. Băi, cam atât cu episodul de azi. Eu sper că v-a plăcut. Continuarea va fi în episodul următor. Până atunci, nu uita să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, să apăsați butonul de like și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!